Sărbătorile pascale se apropie cu pași repezi, iar târgujienii au intrat deja pe ultima sută de metri în ceea ce privește produsele pentru masa de Paști. Bugetul oamenilor este limitat. Aceștia testează prețurile, se mută de la un raion la altul și abia apoi se încumetă să scoată banii din buzunar. Listele sunt lungi, dar din păcate veniturile nu le pot satisface toate dorințele. Un kilogram de carne de miel costă în această perioadă între 22 și 25 de lei, însă prețul legumelor a crescut considerabil. Roșiile pot fi cumpărate cu 8 lei kilogramul, iar prețul castraveților aproape că s-a dublat și a ajuns la 10 lei. Din acest motiv, oamenii ajung să cumpere câte puțin din fiecare, astfel încât să se simtă că este sărbătoare în fiecare familie. Am repetat, în jur de 500 de lei, așa mai cu baba pe aici, prin o gradă. Și prețurile cum vi se pare? Acceptabile. Acceptabile. Carnea de miel, am spus, se crește, un miel se crește foarte greu. Avea niște usturoi pentru pieptii. Știu, pulpe mă iau mizerie, că nu prea sunt bani, că n-am servici. Cam asta. Cât ați alocat pentru masa de Paști? Cam puțin, așa, cam ieftin. Pentru Paști facem și noi, că suntem bătrâni și ne administrăm mai din vreme. Că noi suntem mai departe, nu suntem de din oraș. Ce să facem? Ce ați cumpărat astăzi? Carne de mieluț, mere, portocale, banane. Câți bani ați alocat pentru sărbătorile de Paști? Păi, de contată până acum, cam aproape de 2 milioane. Mai puțin sau mai mult față de anul? Păi, încă mai avem. Mai avem de cumpărat. Majoritatea gorjenilor au ales să petreacă sărbătorile pascale în sânul familiei. În sânul familiei, ca de obicei, eu sunt, am o vârstă, nu mai permit să merg, mă rog, la o stațiune undeva, unde m-a simțit și foarte bine, dar cu sănătatea asta nu-i prea, e mai plecară, nu mai permit să duc copiii. Unde petrece sărbătorile? Acasă, în sânul familiei. Sărbătorile unde o să le petreceți? Baba la bordei. Noi stăm la țară și suntem doi bătrâni și stăm și noi acolo, ne facem și noi ce ne trebuie. Comparativ cu anul trecut, târgujenii vor scoate din buzunare mai puțini bani pentru sărbătorile de Paști din acest an.